În perioada 18-20 octombrie 2013, la Cernăuț s-a desfășurat a 6-a ediție a Festivalului Concurs Internațional de Interpretare Vocală și Instrumentală Vise printre Stele. Concursul are ca obiectiv principal încurajarea tinerilor talente în domeniul interpretării muzicale, oferind copiilor și tinerilor posibilitatea de a-și demonstra abilitățile de interpretare muzicală, iar creatorilor amatori și profesioniști posibilitatea lansării unor noi șlagăre pentru copii și tineri. Evenimentul a fost organizat de Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din Cernăuț, în parteneriat cu Universitatea de Stat de Medicină din Bucovina și cu sprijinul Primăriei Municipiului Cernăuț. Printre sponsorii și susținătorii acestei acțiuni se numără și deputatul Consiliului Regional Cernăuțului Chilaru, Salonul de Frumusețe Art Tema, director Svetlana Irimia. Pentru etapa finală a festivalului concurs, din 112 solicitări, au fost selectați 65 de participanți, cu vârste cuprinse între 6 și 21 de ani, din Ucraina, România, Rusia, Georgia, Bulgaria și Republica Moldova, care au concurat în două secțiuni, interpretare vocală și muzică instrumentală. Etapa finală a festivalului și spectacolul de gală al laureaților s-au desfășurat în sala de spectacole a Palatului Academic al Universității de Stat de Medicină din Bucovina. Concursul a constituit un bun prilej de evaluare a muncii depuse de profesori și instructori în sprijinul copiilor cu aptitudini, pentru ca aceștia să-și poată afirma talentul și preocupările muzicale, nivelul de pregătire al concurenților fiind superior edițiilor anterioare. Marele premiu, trofeul internațional Steaua de Vis, a plecat la Iași, la solistul vocal Dănuț Petrișoaia, care consideră acest festival o treaptă importantă din cariera sa, dar și o experiență frumoasă. Totodată, el a spus că la Cernăuți a avut parte de adversari puternici. Și mă gândesc la țara mea. Și mă gândesc la țara mea. Mi-am pierdut și liniștea. Măi, fiindcă toată liniștea mi-e legată doar de ea. Diplome de merit au primit toți instructorii copiilor și tinerilor selectați pentru etapa finală a acestui festival de muzică. Evenimentul a fost mediatizat și promovat de partenerii media Centrului Bucovinean de Artă, Radio Ucraina Internațional, Studioul Teritorial TVR Iași, Compania de Radio și Televiziune Cernăuți, publicațiile în limba română Libertatea Cuvântului, Concordia, Cronici Bucovinene, Ziarul de Herța, Cuvântul Adevărului, Monitorul de Hliboca. Evoluțiile concurenților la etapa finală a concursului au fost filmate de Clubul Media Meridian, din cadrul centrului. Spectacolul de gala al laureaților va fi difuzat pe posturile de televiziune Cernăuți, TISA 1 din Ujgorod și TVR Iași. Festivalul Concurs Vise printre Stele este încă un eveniment din cadrul proiectului cu privirea spre viitor, implementat de către Centrul Bucovinean de Artă cu sprijinul Primăriei orașului Cernăuți, următoarele fiind festivalurile în grădina cu flori multe și Sâmcânți Copsar.